Cu toți am auzit că un măr pe zi ține medicul departe, însă cât este de adevărat asta? Merele nu sunt bogate în vitamina A și nici nu sunt benefice pentru vedere precum morcovii. Nu sunt o sursă excelentă de vitamina C și, prin urmare, nu luptă împotriva răcelii așa cum o fac portocalele. Totuși, merele conțin diverse substanțe bioactive, substanțe chimice naturale care apar în cantități mici în alimente și care au efecte biologice în organism. Fibrele dietetice naturale ale unui măr sunt una dintre componentele bioactive care duc la clasificarea acestuia ca aliment funcțional. Pectina din fibre se găsește în principal în pulpa unui măr. Pectina funcționează pentru a reduce cantitatea de zahăr și grăsime care este absorbită în organism. Acest lucru ajută la reducerea riscului de diabet și boli de inimă. Cojile de mere sunt de asemenea pline de fibre care acționează ca un laxativ. În plus, merele conțin cantități mari de substanțe chimice naturale cunoscute sub numele de polifenoli, care au roluri vitale în promovarea sănătății și reducerea bolilor cronice. Peste 8.000 de polifenoli au fost identificați în diferite alimente vegetale. Deoarece sunt în principal în coajă, merele între sunt surse mai bune de polifenol decât sucuri sau sosul de mere. Cercetătorii au încercat să descopere acest lucru. O echipă din America a analizat tiparele de consum de mere și numărul de vizite la medic la peste 8.000 de adulți. Dintre aceștia, aproximativ 9% au mâncat un măr pe zi. Odată ajustați pentru factorii de demografii și legați de sănătate, cercetătorii au descoperit că consumatorii zilnici de mere au folosit mai puține medicamente pe bază de prescripție medicală decât cei care nu mănâncă mere. Un grup de cercetători europeni a descoperit că un consum a 2 mere pe zi a îmbunătățit sănătatea inimii la 40 de adulți, în timp ce consumul unui măr pe zi nu va reduce neapărat substanțial medicamentele eliberate pe bază de rețetă sau vizitele la medic, ar putea fi un pas important către alimente mai sănătoase, pline de fibre și întregi. Relatează catine.ro.